Salutare, prieteni, suntem aici cu domnul Bulibașa Modă și cu domnul Uliu Bulibașa. El este vărul lui Tarzan și îl reprezintă pe Tarzan aici la noi. Reprezint pe Tarzan. Da. Domnul Bulibașa, vrem să ne spună și nouă, unde e președinte Tarzan, regele, unde e el? La Sibiu, la Sibiu. La care la Sibiu? Care Tarzan? Că avem doi de Tarzan. Tarzan Tutana, care îmi vrea de mult Tutana. Tarzan alu Mica, da? Sau Tarzan alu Pizza. Alu Mica. Mai e unul Tarzan alu, aici la noi, tot aici în Strehaia, Tarzan e Bulibașa sau președinte la el în junglă, nu, acolo. Nu, nu. Tarzan e președinte pe județul Mehedinți. Nu, înseamnă că domnul Tarzan, Georgiana, filmează-mi tu, ca să mă vadă lumea și pe mine aici. Așa, să mă vadă și pe mine lumea aici, prieteni, eu îl susțin pe domnul Modă și nu sunt de acord cu domnul Tarzan, care este regele junglei. El este Bulibașa în junglă, Tarzan. Rimă, urule, nu, nu, Tarzan este președinte pe județul Mehedinți. Da, l-ai votat tu? Da, l-ai votat. Ai fost la Timișoara, la Ioniana, când l-ai votat. Nu. Nu. Pentru că Dana așteaptă, am așteptat legea asta dumneavoastră ani de zile. Am așteptat ca să vină Dana la Strehaia. Da, ai văzut că mai acum 6 luni de zile, patroană, ascultă și tu. Ne-am întâlnit la Plitești, în Peco. Da. Ai fost tu cu Alin, cu tata. Avem filmare să vadă prietenii pe canalul de YouTube al lui Leo. Cum am venit și a spus că fac judecată și o să aduc pe taxe la Strehaia. Am făcut o judecată, o pace și am venit. Așa am dat și legea asta pentru Dana, pentru doamna Dana, să vină la Strehaia. Vrei să-ți arăt țigare tot în cap? Bă, tu ce lege dai? Mă patrona mai de numai. Mă rămâne de numai patrona de limon. Păi legea patrona că de 10 ani o ții pe altă acolo. Tu ne distrugi viața la să facă condiții, să facă asta Robeco. Să pună strămoșii noștri, bunicii noștri. Tot, scuză-mă un pic, doar 2 minute. Strămoșii noștri, bunicii la bunicii noștri. Nu a fost tot cu legea asta? Pune-l în ochi, așa. Doamne, stai mână pe și jos. Uite, ți-a pus fata aici. Despre legea asta care am dat o ordonanță de urgență. Ioane, veștele le fac. Veștele, Ioane, că tu de-ai văzut era timp. Și vrem să facem dezbatere la subiectul ăsta la ordonanța de urgență mi-am dat acum în 2024. Ioane, datură ordonanță. Uite, am dat ordonanță să poate vine Dana la Strehaia. Mă, omule! Am dat voie să vine două! Una Anca și una Dana! De-aia îmi spune de-asta! Unde să mai vine Anca, că Anca pleacă? Dacă vrea să pună omul clar, ca să nu vadă. Anca pleacă! Anca pleacă, are voie să-și ia și ea unul. Nu mai poate să țină patroana încurcat pe ea. Vrei să aducă și ea pe aici? Da. Doamne, nu pe aici, să plece ea la el. Tu vrei să faci? Nu, să plece ea la el. Da. Anca e meu să ia casa în spate, am auzit de casa ei. Cum poate să pleacă Anca de aici să ia casa? Păi la tine, casele tale nu sunt pe numărurile tale. Nu. Dar pe numele cum sunt? Pe mândra. Băi, eu sunt am făcut pe numele meu. Oh, eu am făcut ilegalități și am avut datorii la... Da, și eu am făcut și l-am luat ANAP. Păi, ai înțeles? Am dat și miliarde. Eu am datorii la ANAP și n-am putut să țin pe numele meu. Și n-am putut să țin pe numele meu. Și acum, dacă vine Dana, trebuie casa pe numele ei? Nu, îi las casa de la Anca. Așa? Zidez zid aici la... La Bidău. Să nu mai intre Anca aici în bucătărie. Și Dana stă în casa asta la alta, la patroană.
Păi dar trebuie să pui de aici. Păi acolo stau și eu cu ursul acum, ce să fac? Și patronul nu dă-ți-o. Patronul de mă apară. Să bucătării. Mă, nu am eu cameră. O mutăm pe patronul. Eu am cameră separată, i-am dat face la... Nu, o mutăm camera. În camera mea. O dăm să plece la soră sau la Stella. La Stella, la Marița. Da, la Stella. Te duci, patronul. Mă duc că să trăiești bine acolo, au bani, au bani. Tu nu mai ai bani, nu mai ai galbe, nu mai nimic. Deci nu mai am, prieteni, nu mai am bani, pleacă și mama de la mine. Deci să-i fiu bani. Mă duc din bani. Chiar domnule, ce face furul că vrea să dezbate și el un caz? A avut o viză la Timișoara 10 ani de zi, a lucrat pe 1.000.000 de euro. Nu, lasă acolo, trebuie să vorbesc. Să-l bată Tarzan. Trebuie să vorbesc eu cu ea acolo ca să rezolvăm problema, să poată să vină și ea la Strehaia. Bre! O să vină și ea. Mă termină. Să lasă Timișoara să nu... Mă, asta e, te zic când se are Roman, că zic când am venit de acasă, e Roman, dar să-i țara. Am venit trebuit de-a n-am venit cu gajica. Prieteni, am venit la Strehaia, că s-am cea mai râsoc, că n-am venit bani. Șavale! Romale, amenda trebuie să am cea mai la javea, că cea mai rătoc, că el romnea, el romnea line gaje, line rom, a el boclă și avără line gajea. S-am râsoc, că-i da mi bară, rai. Nu, nu, prieten, ca să zic eu pe românești. A javea e lea, javana, a javea e lea, javana. Trebuie să ne luăm femeile acasă, să le aducem să acum. Să nu mai lăsăm prin, să umbrăm cu ele prin hoteluri, prin restaurante. Să ne dau nevestele afară din casă pe noi. Băi, lasă-mă, ne dăm noi pe ele, lăsăm casă și plecăm ulule. Păi, că-i ce păi, dar plecăm, gata, stăm la ele acasă. Fraților, o cafeluță bună adusă de la Turcia, cea mai bună cafea, am văzut la Ibrit, a făcut-o la Mordomuriu. Da. Spune-mi, ție ți-a plăcut legea asta sau nu? Modă, nu sunt nici contra, nici așa, nici așa, nici așa. Dar știi cu cine am aprobat legea? Mai sunt lucrurile că merg la ea, mai fac legea. Cine am aprobat legea? Unde are legea să vă contacte la mea legea? Cu vărul meu. Cu vărul meu, cu vărul. Bă, nu, cu grasă. Păi vrea să-și ia și el? Bă, vrea să-și ia și el? Păi, bă, nu vorbi acum, că vorbesc chiar. Bă, nu trebuie să-și ia. Nu mai dau tu, mă, gata, tac. Să frică de Gogu. Nu că mi-e frică de Gogu, dar... Și atunci... Poți să-l las nenorocit? De-aia vrea să-ți ia și el să, uite, vrea să-ți-l facă mai înainte buncărul. Să aibă și el două. Dacă pleacă Brățărina, are și el alta. Da, problema e că e neserios. Trebuia să lase pe Mimi să vină și la mine. Dictate, să mă trebuie acum. Bă, am auzit că Albin a venit. Bebe, mă, ce judecată s-o faci modă. Albin a venit, a rezolvat domnul. A rezolvat domnul Ulu și a venit Albina. El a fost Bulibașa la judecată. Păi da? El a fost Bulibașa, a fost Garan. Bine, s-a dat și mezoar. Eu am venit cu Cotal. Da, da. S-au ținut de cu Rafael și toți. Patrona, mai scos pe muzică. Anul ăsta. Mai scot, de Paște vrea una. Bioreană. Scot da? Bioreană. Deci scoate de Paște, dar o să scoată împreună cu salam sau cu țancă. Serios? Deci patrona, ce tărăsă lăutărul tău? A, pe Raiffeisen. Raiffeisen e al nostru, iubime, copilul nostru Raiffeisen. Dacă scos tu acum până în Paște, o să mai dau și o lege. Bun de Paște. O să mai bun și ceva la lege. Tot asta cu cigărea. Dar nu umbri la lege așa asta cu... Cu care? Cu femeile, să nu mai pleacă femeile. Au același de femeile ca bărbații, au și legea. N-ai văzut papa de la Roma, papa Frics, ăsta la 16-lea, a dat legea să culună bărbat cu bărbat? Eu am dat o lege. Păi da, da, papa băi, de la Roma. Cine ai fost jucător cu tine când ai dat legea asta? Gogu, Vărătău. Gogu Vărătău, auzi, da. Ascultă-mă. A fost și Mita lui Busuioc. A fost și aia de aia are și bine și Tarzan, dar vrea să are clas Tarzan. Toți o să aibă să pleacă și de la ei dacă ei a dat legea. Ursul, filmează-mă și pe mine puțin, să mă mandă și pe lumea. Auzi, domnul Boda, ce trebuia? Auzi ce trebuia? Da. Trebuia să dai scriptoare femeile care le prins că o femeie înșeală bărbatul, să o pui pe grapă. Și bărbații care înșeală? Cum era o dată acum cu 20 de ani. Și bărbații au voie. A voi că a făcut bani, a făcut galbeni, a făcut de toate. Și acum, Serică, ce-a făcut de mâine? Spune tu, care o femeie la noi
la noi și în alte viață a făcut o casă și a făcut atâta galbeni. Bă, judecă drept! De ce n-ai judecat drept? A fost plecat mai mult cum a fost Leo pe la turci. A fost în țările arabe ăștia, care au câte două, trei mâini. Tu, dacă avea să ridică două mâini, erai certată cu Anca și cu a doua mâine te ajuta în bucătărie. Arabii are femeile lor gazici. Arabii. Cu de unde? E mai rău ca la țigănci. Arabii nu dă voie. Arabii, dar noi suntem turci. Turci au voie. Ei n-au subrectul, ele sau și ei cât un amant. Bă, cum ai dat voie la femeia să o vezi cum o vezi cu altul și să nu-i zici nimica? Așa mai zis. Nu contra patroana, aia vreau să fac, să opresc. Păi, Dinimă, tu nu știi că de aia e rău la noi la țigani. De aia rău. Dacă spune așa, bă, Serică, lasă-mă. Dar noi la țigani, bărbatul are voie să umble. Pică pălăria, nu. Pică pălăria. Dar da. Să spun ceva. Uite, are voie să umble, țigani și nu au voie. Ieri a zis Anca lui mama, ei se apară din casa mea. Era aici o bucătărie? Nu, era... Nu, a spus e m-a supărat că merge la grubă, face mâncare pe sală în casa mea. Și unde vrei să fac? În pod? Așa până am gonit-o de aici. A, n-ai gonit-o. Dar fuge să nu mă vadă pe mine și pe copilul meu. Păi n-am gonit-o ea, dar trebuie să fie gonit. Ce-i dezbătem noi acum? Să duce voi în Dan. Și cum să vă iubească Anca pe voi? Păi cum, da, ea a făcut așa ceva. Cine a făcut ea? De un an, doi ambrale o să împacă cu ea. Păi bine, n-am. Când a venit Leo de la pușcărie, cât a stat la poartă cu Anca? A stat două ore. Când a stat cu ea, a plecat acolo. Tu ai văzut unde l-a pumpat Anca când ai spus la gândul la obraz? Aici, la inimă. La inimă. A pus sufletul, patroană. Nu vine Leo, patroană, l-a pumpat la inimă. Da, și Sara a zis să ai un sufletul. Domnule Bașa. Știi ce vrea patroana? Ce? Anca să fie nevasta pe Țigănește. Acum te întreb pe da, tine. Da. Și Dana nevasta pe Românești. Da. Așa se poate. O da. Săptămână... Bă, ce se poate? Că nu vrea femeile. O săptămână cu Dana. Ești cu omul două dată mai bine. Și cu rând. Să nu se mă, omule, bă, nu vrea femeile, e geloată. Nu aplică toată lumea. Mă, femeile, e geloată. Uite, ca Tarzan. Iasă și cu Danca. O lasă la apartament și spune că merge să facă afaceri în Timișoara și iasă la mor cu aia înaltă, cu românca. Ah, ce face regele junglei. Așa face. Păi nu e bine urule mărut tot ce face. Nu o face mărut meu cu minte. Cât a stat în veci mărută cu la prins mici? Mărul meu e cu minte, eu garantez. A stat în veci două ore. Nu a fost minciună. 6 ore a stat în veci două ore, Adrian, să nu prindă mici el. Aoleu, doamne, așa Tarzane. Așa e pe cu regele junglei. Cum să fac așa ceva ca unde președintele de la Sibiu? Dar cine e președintele de la Sibiu al lui Tarzan? Nedelcu, domnul Nedelcu. Păi Nedelcu știu, să trăiesc domnul Nedelcu, dar s-a împuro domnul Nedelcu. A bătrânit domnul Nedelcu acum. Poate visul e președinte. Nu, el e președinte până acum. Poate de la anul, poate... Păi da, mă, dar noi suntem și noi cu președinți modern. Președinte, vârsta noastră. E model și domnul președinte de Nedelcu. Păi nu știu, dar dacă nu-i de acord cu legea noastră, înseamnă că nu sunt, nu sunt de-ai noștri. Înseamnă domnul, că ce, sunt cu mentalitate de-aia veche. Vrei să aplicăm legea asta? Să aplică legea. Tu ești de acord cu legea. Cum să nu fiu de acord? Eu te-am susținut. Eu te-am susținut. Domnul, tu ești de acord? Auzi și-a zis Tarzan. Că eu... De ce nu? Nu. Ai avut-o pe Cami, pe numele tău, ai scris-o, l-ai luat, te-ai cununat cu ea, fără să știe Stănescu. Camelia, băi, lasă-mi ai doi copii la noapte așa. Eu. L-ai prins pe unul tu acum, domnul președinte. Păi de ce nu recunoaște fața mare a Național? Am primit niște acuzații din partea lui Tarzan, ca și cum că eu ți-aș fi dat 5 galbeni spagă, auzi. Păi de ce? A zis că ți-am dat spagă ca să susții legea asta cu... Asta spune și Uri, că mi-a dat mica 2000 de euro să dau legea asta. Cine a zis? Uri. Da, și a dat mita, ăsta lui Busuia, i-a dat 2 milioane aseară. Păi da, dar Uri o vrea și el pe Anca, vrea să aibă două neveste. Cum adică el spune de legea asta și vrea și pe Anca și pe nevastă sa? Păi dacă vrea și el. Că nu e bine atunci. Zice că nu e bună legea, dar de fapt el o aplică. Păi tu vrei să o ia pe Anca? Păi tu ia, dacă... Păi să o ia de aici, să scap de ea. Nu prea ca aia de ce unde. Și tu vrei să iei pe Dorda, Lumita? Da.
Mă, lasă nu mai vorbi de femeie. Pe cuvântul meu de nu vreau să iau pe tot, dar Lumita, serios. Cum tu e dacă nu lasă pe om? Păi da, dacă îți plece de la om prima dată. Mă, cum să plece de la om? Bă, tu iai cu femeie. Mă, dacă omul nu mai vrea, dacă omul nu mai vrea, cine? Tu lasă în pace. Cine nu mai vrea? Nu mai vrea bărbatul. Să-mi papă, să încerc. Cum o mai vrea înapoi? Mita, mai vrea înapoi? S-au încercat, mai s-au împăcat. Cum te ce și da, 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 dacă îi dă viteză, o iau eu. Eu iau. Da, iată, ia puțin, ai întrebat-o. Nu contează. Ui tu. La noi, băi, la noi la țigani, știi cine fac? Părinții fac treaba. Trimis pe patroană. Trimis pe patroană la tasul și gata. Merge la eu, la ciorompicru. Da, la ciorompicru. Ăla dacă îi dau o damijană de vin. Sau merge, e tantițe, te ajută că cum lat cu el. Păi da, tantițe, e al meu. Și cum lat cu el. Nu te vrea tantițe aia pentru nepoată asta, că zice că te dura dama la așteptă. Lasă-mă ce vrea. Păi dacă a dat legea în modă să am două, trei... Când o aduci pe Dana la străia? Mă, unde vrei să o aducă? Că-i gardul ne-a făcut seria asta pe ea. Să păsăm pe să gard, ce-i? Să punem gard. Cum să o ducă? Cum să o ducă acasă? Uite, eu promit, da, dacă o aduce serică, vine în pecor străia și vin cu ea de jos, de mână, cum aduceau țiganii în urorile de mână de la tantiță, o aduc pe strada mare. Așa facem modă. O aducem de mână. Serios. Și în direct o aducem. Lasă să termină casa. Auzi, și să aduc și lăutari. Pe cine vrei? Pe gută sau pe salam? Pe salam? Să câte și patroana. Pe cine? Să câte și patroana la bucuria, că să-mi fală pe cine? Pe cine? Pe raifă. Înseamnă că eu patroana trebuie să dau 50.000 de euro prima dată. Eu te iau la prima cântare, la... La nuntă. Deci la prima cântare între hai eu pe patroană. Hai azi patroană, puține melodie. Făceți-vă cu apă de măcelar, mai frumoasă, mai șucat. Deci vedeți, prieteni cu... Ciocârlia României, cum era Maria, ciocârlia țigănii, că Maria Ciobana a fost în ciocârlia României și a fost pe patroana, cea mai tare muzicantă a scurtului. Ce vrei, domnul președinte? De parte vă scot altă melodie, numai să nu mor. Scot o melodie și românești și țigănești să joacă. Ia, scurtă, să apreci Tarzan, regele junglei. Da. Melodia lui patroana a făcut 500.000 de vizualizări. Și am încasat pe ea până acum 50.000 de euro. S-a uitat multă lume. Serios, da. Toată și lumea. Și unii ce ai dat, că te caută cu cuțitul pe afară. I-am dat 1.000.000 și lui. Dar spus cum a apărut și el la televizor, că joacă și el. Și dai bani, 1.000.000? El zice, băi, eu nu m-am dus acolo la bătrâie, cum apar și el la televizor? Da, că l-ai curat. Am zis că a fost beat, a fost beat. A fost beat, l-ai jucat la nuntă și l-ai băgat și pe el. Și că el n-a fost la București. Da, domnul Modă, stai puțin, domnul Modă, să vorbim serios acum cu treaba cu Dana, cum facem? Tot gândul acolo e. Termină curtea. Casa, curtea. Casa, curtea. A dus curtea de la București. Gard, fac zid. Băi, zid. Gardul ăla. Dar eu trebuie să zidim zid aici. Uite, avem și mai și aici, care zidește. Care face cu zidul tot, ca să nu mai iese aici în bucătărie, să mai am treabă cu ea, gata. Am terminat prietenia cu ea. Ce te uiți patroană? Băi, da, băi, și-o duce de mână. Să strămă străia, cum a adus-o și-a numitușa, a adus-o ăla pe jos. A adus-o de la tantii, spune pe jos. Și nu mă interesează pe mine ăștia numituși, ce au adus pe numituși? Nu am treabă ăștia numituși. Eu aduc pe Dana. Ți-am calare pe ăsta. Bă, aducem pe Dana de mână! Pe muzică, o aducem și jucăm! Păi da, cum făceai tu, dar Dânaș. Aduceai tu la nunță odată. Mă aducea bunicul tău, Mitea, aducea țigăncile. Sănescu. Sănescu aducea și acum le duc eu. Așa e, da. Tu ești mai tânăr acum, ești bunibașa nostru. Da, e bașta feta, dar ești... Nu mă duc cu Tarzanul ăla de asta, duc și pe mireasa lui din Beci, nu o să mă duc, e departe, mă sărică. Tarzan, hai că o aduc eu, am un prieten la Oradea pe Romii și dau telefon și o aduce imediat. Serios. O aduce, dar ce facem cu Mitel, că a fost prietena lui Mitel. Dacă se bate Mitel cu ea. Ăla, asta e, nu mai contează. Și dacă lasă Maria pe Mitel? Așa e. Așa e, dacă lasă Maria, rămâne sărac. Pleacă maică, să vorbești cu el. Știți-vă dacă pleacă Maria? O ia Mitel pe Anca. Din camera. Hai, mă, lume. Da, mă, frumos. Ce care, omă? Gata, oprește, Georgiana, vă pup, prieteni.